ședința ordinară de astăzi, 30 septembrie. Da, imediat. La ședință participă un număr de 11 consilieri din cei aleși, un post fiind vacant care se va ocupa în cursul ședinței de astăzi. Și avem o cerere de învoire de la domnul Cătălin Axinoiu. Urmează să vină domnul Ferenc, care întârzie 2-3 minute. Dăm cuvântul domnului primar pentru a prezenta ordinea de zi. Doamnelor și domnilor consilieri, dați-mi voie să vă prezint dispoziția numărul 140/22/2021 pentru convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Județul Bacău în data de 30 septembrie 2021, orele 16, având următorul proiect al ordinei de zi. Punctul numărul 1. Depunerea jurământului de către domnul Petru Costică, consilier local suplean, în cadrul Consiliului Local al Comunei Județul Bacău, al cărui inițiată a fost validată în cadrul Consiliului Local al Comunei Bârsănelul Bacău prin încheierea numărul 1734 al judecătorii Ionești în cadrul ședinței din Camera de Consiliu în data de 14.09.2021 înregistrată la OAT Comuna Bârsănești sub numărul de 3703 din 17.09.2021. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării și completării hotărârii Consiliului Local numărul 55 din 17.12.2020 pentru reorganizarea comisiilor de, pe domenii de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Bârsănești și Bacău. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării și completării statului de funcții și al organigramei aparatului de specialitate al primarului Comunei Bârsănești Județul Bacău. Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării planului anual de achiziții publice al Comunei Bârsănești Județul Bacău pentru anul 2021. Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții modernizare strada Mihai Eminescu din satul Caragiu, Comuna Bârsănești. Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții modernizare strada Slatina și construire pod satul Caraclău, Comuna Bârsănești. Punctul numărul 7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții modernizare prin asfaltare drumul Comuna Bârsănești Județul Bacău. Punctul numărul 8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea întocmirii studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții în ființarea sistemului de canalizare OAT Comuna Bârsănești, satul Bârsănești, Județul Bacău. Punctul numărul 9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Bârsănești pentru anul 2021. Punctul numărul 10. Proiect de hotărâre pentru aprobarea revocării hotărârii Consiliului Local numărul 18/24/04/2021 privind aprobarea efectuării de lucrări de ameliorare prin împădurire pentru suprafața de 1 hectar și 34 de ari, teren neproductiv, situată pe Tarlaua 10, parcela 1441, respectiv trupul de pășune, canton Borisov, satul Brătești, parte din domeniul privat al Comunei Bârsănești, Județul Bacău. Articolul 2. Prevederile prezente dispoziții vor fi aduse la îndeplinire de către secretarul comunei și vor fi aduse la cunoștință publică prin afișare. Mulțumesc. Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Înainte de a trece la primul punct al ordinei de zi, supun la vot procesul verbal din 17 septembrie 2021. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Se trece la primul punct al ordinei de zi, depunerea jurământului de către domnul Petru Costică, consilier local supleant în cadrul Consiliului Local al Comunei Bârsănești, Județul Bacău, al cărui inițiat a fost validat prin încheierea numărul 1734 al judecătoriei Ionești, în cadrul ședinței din Camera de Consiliu, în data de 14 septembrie 2021, înregistrată la OAT Comuna Bârsănești, sub numărul 3703, din 17 septembrie 2021. Da, în mod normal ar trebui să dăm citire încheierii judecătoriei. Pe scurt, nu citim tot preambulul, că e sunt 3 pagini față verso, citim așa. Zic, încheierea numărul 1734, ședința din Camera de Consiliu din data de 14 septembrie 2021 a judecătoriei Ionești, instanța, deliberând asupra cauzei civile de față, constată următoarele, și trecem direct la dispozitiv.
admite cererea formulată de petenta Unitatea Administrativă Teritorială Comuna Bârsănești, județul Bacău, cu sediul în Comuna Bârsănești, Sat Bârsănești, județul Bacău, prin secretar general și în consecință. Validează mandatul de consilier local supleant a Consiliului Local al Comunei Bârsănești, județul Bacău, anumitului Petru Costică, candidat din partea Partidului Național Liberal la alegerile locale din data de 27 septembrie 2020. Prezenta încheiere se va comunica din data prefectului județului Bacău și secretarului general al locului Comuna Bârsănești, județul Bacău, acesta din urmă având obligația de comunicare potrivit articolului 114 alinea 5 din OUG 57/2019. Cu drept de apel pentru persoanele interesate în termen de 3 zile de la comunicare, dată în Camera de Consiliu și pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților de către grepa instanței, astăzi 14 septembrie. Așadar, îl invităm pe domnul Perelu Costică să depună jurământul de credință în fața Consiliului Local. Vă rog frumos să ne ridicăm cu toții. Fața la stand. Deci, am un grup, un oficial. Subsemnatul Petru Costică, consilier în cadrul Consiliului Local Bârsănești, județul Bacău, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării, să fac cu bună credință tot ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Bârsănești, așa să-mi ajute Dumnezeu. Felicitări, domnul consilier, și mulți bine pentru Consiliul. Păi, trecem la al doilea punct al ordinei de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării HRCDC din 17 decembrie 2020 pentru reorganizarea comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Bârsănești. Inițiator, domnul Botezatul. Vă dăm cuvântul. Primarul Comunei Bârsănești propune. Articolul 1 se modifică și se completează punctul numărul 2 al articolului 1 al hotărârii Consiliului Local numărul 55 din 17-12-2020, după cum urmează. Comisia pentru Administrația Publică Locală, Juridică, Apărarea Ordinii și Liniștii Publice, a Dreptului Cetățenilor, are următoarea componență. Lazar Ion, Pârvu Georgiana, Percu Costică, Benone Preda, și Mihai Gheorghiță. Articolul 2. Prin grijă secretarul general al Comunei, prezenta hotărâre, se va comunica instituție prefectului județul Bacău, domnului consilier Petru Costică, primarul Comunei Bârsănești, și va fi adusă la cunoștință publică în condițiile legii. Discuții sau cred că nu sunt. Se spune la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Trecem la al treilea punct al ordinei de zi, proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării și completării statului de funcții și a organigramei aparatului de specialitate al primarului Comunei Bârsănești. Dăm cuvântul domnului primar. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea statului de funcții și a organigramei aparatului de specialitate al primarului Comunei Bârsănești, de Bacău. Primarul Comunei Bârsănești propune. Articolul 1. Se aprobă modificarea și completarea statului de funcții și a organigramei aparatului de specialitate al primarului Comunei Bârsănești, de Bacău, după cum urmează. Se declară ca vacantă funcția publică de referent clasa 3-a, grad profesional superior, treapta 1, în cadrul compartimentul contabilitate financiar venitul executării silite resurse umane, situată la poziția 13 a statului de funcție, ceea ce a fost ocupată de către doamna Costolaică Lucica. Funcția publică vacantă referent clasa 3-a, grad profesional superior, treapta 1, în cadrul compartimentul contabilitate financiar venitul executării și resurse umane se transformă în funcție publică vacantă de inspector clasa 1, grad profesional debutant, situată la poziția numărul 13 a statului de funcții. Se declară că vacantă funcția publică de referent clasa 3, grad profesional principal, treapta 1, în cadrul compartimentului poliției locale, poziția numărul 26 a statului de funcții, ceea ce a fost ocupată de către domnul Pelin Sorin. Punctul numărul 4, funcția contractuală vacantă de grad
gradul numărul 1 în cadrul compartimentului divers, așa, de servire situată la poziția numărul 32 a statului de funcție, transformă în funcție contractuală vacantă de șofer treapta 1. Se va reveni la forma inițială în ceea ce privește funcția contractuală referent 1A de la poziția numărul 23 a statului de funcție a compartimentului agricol. Articolul 3. Prevederile prevenite hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către primarul comunei Bârsănești, județul Bacău, prin compartimentele de abilitate. Articolul 4. Prehotărârea va intra în vigoare la data adoptării ei. Articolul 5. Hotărârea poate fi contestată de cei interesați în temeiul stabilit de legea contenciosului administrativ, legea numărul 554 pe 2004, cu modificările și completările ulterioare la Tribunalul Bacău, secția contencios administrativ și fiscal, acțiunea fiind scutită de timbru și de taxa de timbru. Articolul 6. Prezenta hotărârii se comunică prin intermediul secretarul general al comunei, în temeiul stă prevăzut de lege, primarul comunei, prefectul județului Bacău, Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, compartimentului contabilitate, financiar, venituri, executări silite, resurse umane și se aduce la conștiință publică prin afișare la sediul primăriei, precum și pe pagina internet în condițiile legii. Discuții. Domnul Petru. Nu cred se justifică menționerea unui post pentru poliția locală. Acolo am eu discuții. Deci ăla e vacant, dar rămâne în organigram. Deci nu se justifică să mai rămână în organigram post la poliția locală. Nu se justifică să rămână în organigram post la poliția locală. Adică să mai fie bugetat. Să nu mai fie domnul la nivel. Nu, domnul Petru, să nu mai fie bugetat. Asta era ideea. Nu mai fie nici nou organigram. Dar n-ai voie să scoți, efectiv, pentru că e în ordinul prefectului aprobat numărul stabil de posturi pentru fiecare loc. Rămâne vacant și atât. Se spune la vot. Cine este pentru? Abținere împotrivă? Trecem la punctul 4 al ordinei de zi. Cine? Am început bine. Trecem la punctul 4 al ordinei de zi. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării planului anual de achiziții publice al Comunei Bârsănești de Țăpacă pentru anul 2021. Dăm cuvântul domnului primar. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării programului anual de achiziții publice și investiții al Comunei Bârsănești de Țăpacă pentru anul 2021. Da. Primarul Comunei Bârsănești propune articolul 1. Se aprobă modificarea și completarea programului anual de achiziții publice și investiții al Comunei Bârsănești Bacău pentru anul 2021, conform anexei, parte integrată în prezenta hotărâre cu următoarele, după cum urmează. La punctul numărul 20, capitolul 2, prestări servicii, se introduce sub punctul 20A, reprezentând servicii de întocmire, studiu de feziabilitate pentru realizarea obiectivului modernizare strada Mihai Eminescu din satul Caragiu, Comuna Bârsănești, județul Bacău. La punctul 20, capitolul 2, prestări servicii, se introduce sub punctul 20B, reprezentând servicii de întocmire, studiu de feziabilitate pentru realizarea obiectivului modernizare strada Slatina și construire pod pe strada Slatina din satul Caraclău, Comuna Bârsănești, județul Bacău. Articolul 3, prezenta hotărâre se aplică la data adoptării până pe 31.12.2021. Articolul 4, se împuternicește domnul Botezatul Gelu, primarul Comunei Bârsănești, să numească comisie de evaluare a ofertelor pentru fiecare achiziție publică în parte. Articolul 5. Prevederile prezente hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către autoritatea executivă a comunei și va fi comunicată primarul, compartimentul dezvoltare, investiții, achiziții publice, compartimentul contabilitate, financiar, venituri, executări silite, resurse umane, precum și instituție prefectului județul Bacău și va fi publicată prin afișare conform dispozițiilor legale. Discuții.
Domnul Dar, altcineva? Aveți cuvântul, domnul Grigore. Domnul primar, am înțeles că dumneavoastră organizați comisia de ofertare, nu? Per fiecare achiziție publică. În contextul acestor trei studii fezabilitate ce vor urma pentru fiecare, ați primit mai mult de o ofertă? Și în primul rând, cine face parte din comisia de ofertare? Și câte oferte aveți per fiecare? Să vă dăm proiectul și după aia ofertă. Da, dar puteți să-mi spuneți dacă tot ne-am scris la discuții, pentru că am văzut că din trei proiecte, toate sunt cu aceeași firmă, dacă nu așa. Păi două sunt, unul podul și cu de aceeași firmă care a făcut. Ok. Și o contraofertă la oferta acelei firme aveți sau e strict o singură ofertă? O singură ofertă. Păi și atunci ce... Care a fost scopul comisiei de ofertare? Bănuiesc că interesul e să ai de unii să alegi. Doar o ofertă, da, ești constrâns să alegi prețul oferta de firma aia, nu? Am obținut un preț convenabil și de asta. O a doua, o a treia ofertare nu s-a existat? Nu, bine nimeni. Ideea e să căutăm și noi, nu? Da. Nu vede nimeni, că dacă vinea, vedeam un pic. Da, nu cred că rupe nimeni ușa la primărie să ne oferteze studii fezabilitate, da, dacă nu mergem noi. Nu e, nu se pune. Și din comisia de ofertare cine face parte? Doamna... pe achiziții publice, consilier Danailă, Alexandru Danailă, doamna Paisa Camelia și domnul viceprimar. Am înțeles. Deci a fost o singură ofertă, pe fiecare studiu, na, fiind singurul, l-am luat așa atare. Am înțeles. Nu trebuie să obținem finanțare. Ok, da, normal. Se spune la vot cine este pentru? Abținere împotrivă? Deci am trecut acest proiect. Trecem la punctul 5 al ordinei de zi. Proiect de hotărâre pentru aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții în modernizare strada Mihai Eminescu din satul Caraclou, comuna Văsănești, județul Bacău. Dăm cuvântul domnului primar. Proiect de hotărâre privind de aprobarea indicatorului tehnico-economici pentru obiectivul de investiții în modernizare strada Mihai Eminescu din satul Caraclou, comuna Văsănești, județul Bacău. Primarul comunei Văsănești propune articolul 1 se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții. Păi, dar nu e asta. E formatul vechi, domnule. Deci au listat formatul nou. Aprobarea cererii de finanțare și a deschiderii. Da, de acord. Doamna președinte, urmăriți, vă rog, cursul proiectelor, că ne amestecăm, vă că... Nu, este simplă de schimbare. Deci, practic, conținut, e aceeași bunic, poate bălărie. Deci, ați recepționat astăzi e-mailul de dimineață, da, nu? Da, da. O trimis alte devize, că nu era partea de sumă neeligibilă, care trebuia să vină... De partea, partea finală, domn primar. Exact. Da, și e un fel care e construit, ca să poată să intre. Vă mulțumesc pe cererea de finanțare. Consiliul Local al Comunei Văsănești Bacău aprobă prin prezenta cererea de finanțare. Așa, articolul 2. Se aprobă necesitatea și oportunitatea de implementare proiectul de modernizare strada Mihai Eminescu din satul Caraclou, comuna Văsănești Bacău, în vederea accesării Programului Național de Investiții Angel Salini. Cheltuielile aferente proiectului se prevăd din bugetul local pentru perioada de realizare a investiției în cazul obținerii finanțării din Programul Național de Investiții Angel Salini potrivit legii. Articolul 4. Consiliul Local al Comunei Văsănești Bacău aprobă prin prezenta indicatorii economici a investiției prevăzuți prin devizul general, care face parte integrată în prezenta hotărâre. Se aprobă valoarea totală a obiectivului de investiții în sumă de 3.600.267,32 de lei, inclusiv TVA. Articolul 2. Se aprobă însușirea cheltuielilor neeligibile ale proiectului din bugetul local în sumă de 140.329,59 de lei, inclusiv TVA. Articolul 7. Reprezentantul legal al Comisiei este, potrivit legii, primarul acesta în dublă calitate de ordonator principal de credit sau administratorul public al Comunii. Articolul 8. Comuna Văsănești, județul Bacău, urmează a fi
reprezentantă în calitate de solicitant în cadrul proiectului prin reprezentantul legal, primarul botezatul Gelu, în vederea realizării tuturor activităților necesare, elaborării, depunerii, contractării și implementării proiectului. Articolul 9. Aducerea în îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul Comunei Bârșăneni de Țiul Bacău. Articolul 10. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general al Comunei, primarul Comunei, prefectul de Țiul Bacău, Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației și va fi adusă la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet. Trecem la discuție. Cine este? Cine se înscrie? Atunci supunem la vot acest proiect. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Trecem la punctul 6 al ordinei de zi. Proiect de hotărâre pentru aprobarea cererii de finanțare și a revizului general estimativ pentru obiectivul de investiții modernizare strada Slatina și construire pod satul Caracol, Comuna Bârșănești, Județul Bacău. Cuvântul domnului primar. Primarul Comunei Bârșănești propune. Articolul 1. Consiliul Local al Comunei Bârșănești, Județul Bacău, aprobă prin prezenta cererea de finanțare, anexa 1 la normele metodologice. Articolul 2. Se aprobă necesitatea, oportunitatea și implementarea proiectului modernizare strada Slatina, construire pod satul Caracol, Comuna Bârșănești, Județul Bacău, în vederea accesării Programului Național de Investiții Angel Salini. Articolul 3. Cheltuielile aferente proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare a investiției în cadrul obținerii finanțării prin Programul Național de Investiții Angel Salini potrivit legii. Articolul 4. Consiliul Local al Comunei Bârșănești, Județul Bacău aprobă prin prezenta indicatorii economici a investiției prevăzut prin proiect de vis general care face parte integrat în prezenta hotărâre. Articolul 5. Se aprobă valoarea totală a obiectivului de investiții în sumă de 9.849.559,26 de lei, inclusiv TVA. Articolul 6. Se aprobă susținerea cheltuielilor neeligibile ale proiectului din bugetul local în sumă de 285.089,52 de lei. Articolul 7. Reprezentantul legal al comunei este potrivit legii primarul acestuia, în dublă și în calitate de ordonator principal de credit sau administratorul public al comunei. Articolul 8. Comuna Bârșănești, Județul Bacău urmează a fi reprezentată în calitate de solicitant în cadrul programului prin reprezentantul legal primarul botezatul Gelu, în vederea realizării tuturor obiectivelor necesare, elaborării, depunerii, contractării și implementării proiectului. Articolul 9. Aducerea în îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul Comunei Bârșănești, Județul Bacău. Articolul 10. Prezenta hotărâre se comunică în termenul legal prin intermediul secretarului general al Comunei, primarul Comunei, prefectul Județul Bacău, Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației și va fi adusă la cunoștință publică prin afișare la sediul primăriei, cum și pe pagina de internet. Se trece la discuții. Atunci supunem la vot acest proiect. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Trecem la punctul 7 al ordinei de zi. Proiect de hotărâre pentru aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții modernizare prin asfaltare drum în Comuna Bârșănești, Județul Bacău. Dăm cuvântul domnului primar. Proiect de hotărâre. Primarul Comunei Bârșănești propune. Articolul 1. Consiliul Local al Comunei Bârșănești, Județul Bacău, aprobă prin prezenta cererii de finanțare, anexa numărul 1, la norme metodologice. Articolul 2. Se aprobă necesitatea, oportunitatea și implementarea proiectului, modernizare prin asfaltare, drumul Comuna Bârșănești, Județul Bacău, în vederea accesării Programului Național de Investiții Angel Salini. Articolul 3. Cheltuielile aferente pentru proiectul se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare a investiției în cadrul obținerii finanțării prin Programul Național de Investiții Angel Salini potrivit legii. Consiliul Local al Comunei Bârșănești, Județul Bacău, aprobă prin prezenta indicatorii economici a investiției prevăzut prin deviz general, care face parte din prezenta hotărârii. Articolul 5. Se aprobă valoarea totală a obiectivului de investiții în sumă de 10.144.559,49 de lei, inclusiv TVA. Articolul 6. Se aprobă
susținerea cheltuielor negligibile ale proiectului din bugetul local în sumă de 807.092,96 de lei. Articolul 7. Reprezentantul legal al comunei este potrivit legii primarul acestuia în dublă și în calitate de ordonator principal de credit și, așa, sau administrator public al comunei. Articolul 8. Comuna Bârșăneniță Bacău urmează a fi reprezentantă în calitate de solicitant în cadrul proiectului și reprezentantul legal primarul Botezatul Gelu în vederea realizării tuturor achizițiilor necesare elaborării depunerii, contractării și implementării proiectului. Articolul 9. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul Comunei Bârșăneniță Bacău. Articolul 10. Prezenta hotărârii se comunică prin intermediul legal. În termenul legal, prin intermediul secretarului general al comunii, primarul comunii, prefectul județului Bacău, Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației și va fi adusă la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet. Discuții. Trebuie doar specificat că e domnul Spreabele. Aceasta asta e clarificări, nu? Este vorba despre DC-154, drumul de legătură dintre Bârșănești și Albele. Despre ce este vorba la acest drum? El a fost făcut SF-ul la începutul anului, având niște valori de calcul pentru costurile de materiale de la momentul acela. În condițiile în care toate costurile pe materiale au explodat, a fost nevoie de recalcularea tuturor cheltuielilor, iar acesta a suferit o modificare prin creștere, dar cu o sumă de 9 milioane la o sumă de 10 milioane. Deci au avut o creștere de 1 milion și 400 de mii, însemnând suplimentare față de costul inițial al SF-ului făcut la începutul anului. Este o chestie care trebuie să facem obligatorie, pentru că nu puteam să depunem la momentul acesta SF-ul pentru finanțare cu costurile care erau la nivelul începutului de an, când au fost alte cheltuieli acolo. Domnul Lazar. A trebuit specificat acolo, din da. Comuna Bârșănești. De ce 154? Da, nu s-a avut. A fost o scăpare, nu s-a pare la... Nu s-a avut, da. Deci când a fost în septembrie, vă spun eu, cu doar pentru a făcut hârtire, doar a gâlca de hârtire. Pentru? Da, pentru că exact cu asta a venit și eu ca problemă. Lumea interpretează. Lumea interpretează. Deci este vorba strict de acel roson care trece de ală. Da. Dar CNI-ul avea la fel ca la, cum se întâmplă la noi, tot felul de drafturi din astea, de modele, de hotărâri. Și în momentul în care i-au întrebat, mai frate, dar noi de unde știm care dintre drumurile? Că sunt multe drumuri pe teritoriul Comunei Bârșănești. Are parte de proiect, de SF, de finanțare, de planif, de toate alea. Nu cu așa trebuie făcut. Deci n-ai cu cine te înțelege într-un cuvânt. Să știe că e vorba. Da, ca să se știe oamenii, nu? Că de ăla e vorba. Dar trei drumuri mașinale, un drumul comunal. Deci da, 153, exact. 154 exact. Și 158 la Brătești. Da. Mai mult, trei drumuri mașinale, comunale. Mult, da. Exact. Dacă îi zici niște ziduri și de niște chestii absurde, nu-ți vine a crede. După ce ai făcut SF-ul, nu poți modifica prin adăugare următoarea vie. Supun la vot acest proiect. Cine este pentru? Abținere împotrivă. Trecem la punctul 8 al ordinei de zi. Proiect de hotărâre pentru aprobarea întocmirii studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții înființarea sistemului de canalizare în UAT Comuna Bârșănești, satul Bârșănești, județul Bacău. Dăm cuvântul domnului primar. Proiect de hotărâre pentru aprobarea întocmirii sistemului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții înființare sistemului de canalizare în UAT Bârșănești, Comuna Bârșănești, județul Bacău. Primarul Comunei Bârșănești. Articolul 1. Se aprobă întocmirea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții înființare sistemului de canalizare UAT Comuna Bârșănești, satul Bârșănești, județul Bacău. Articolul 2. Prevederile prezente hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către autoritatea executivă a comunei prin aparatul de specialitate al primarului, vor fi comunicate instituție prefectului județului Bacău, primarul comunei și vor fi aduse la cunoștință publică în condițiile legii prin grijă secretarului comunei. Discuții. Se spune la vot. Cine este pentru? Abțineri împotrivă. Trecem la punctul 9 al ordinei de zi, proiect de hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Bârșănești pentru anul 2021. Dăm cuvântul domnului primar. Noi am primit o sumă de bani de la Administrația Finanțelor Publice și am mai luat din altă parte la un capitol și am pus pentru, dacă sunteți de acord, pentru înființarea sistemului de canalizare în Comuna Bârșănești, cu stații de epurare, cu tot ce este.
Asta e rectificarea, suma care am primit-o de 138. Discuție. Mai pus, am luat. Dacă se permite, deci am citit materialul, am văzut... Domnul Miron, da. Vă da. Doar câteva noțiuni. Doar câteva elemente, da. Zic, am văzut materialul și pleacă de la un capitol, s-a scos să duce la alt capitol la nivel de buget de anul, de la începutul anului și ceea ce a venit de la Ministerul Finanțelor Publice. Numai că acolo, deci ați descris doar așa pe, în mare capitolele unde se duce, nu e, deci trebuia puțin mai detaliat, ziceam eu. În acel proiect, ca să vedem unde se duc banii. Deci numai ați punctat doar așa, puțin evaziv, atât era singura observație care vreau să o fac. Dar care aia o care... Da, problema era, deci am văzut că în material a scris, sper să se permită lucrul ăsta, să nu avem probleme la nivel de Consiliul Local, că, ca să mutăm sumele dintr-un capitol în altul. Sper să nu fie problemă. Supun la vot. Cine este pentru? Abținere împotrivă. Trecem la punctul 10 și ultimul punct al ordinei de zi. Proiect de hotărâre pentru aprobarea revocării ACL 18 din 28 aprilie 2021 privind aprobarea efectuării de lucrări de ameliorare prin împădurire pentru suprafața de 1,34 hectare teren neproductiv situată în tala 10, parcela 1441, respectiv trupul de pășune Canton Borisov, satul Brătești, parte din domeniul privat al Comunei Bârsănești, Țin Bacău. Dăm cuvântul domnului primar. Primarul Comunei Bârsănești, Țin Bacău, având în vedere adresa instituției prefectului de Țin Bacău, numărul SRN 24-2408-2021, înregistrată la instituția noastră sub numărul 3378 din 30-8-2021, prin care ni se sesizează faptul că din documentația aceasta la baza adoptării hotărârii nu rezultă existența avizului Ministerului Agriculturii și a Dezvoltării Rurale. În condițiile prevederilor articolului 5, alineatul 2, litera și alineatul 3 din ordonanța de urgență numărul 34/2016, precum și nerespectarea procedurii prevăzute la articolul 4 și 8 din legea numărul 100/2010, privind împădurirea terenurilor degradate, chiar dacă prin ordinul prefectului de Țin Bacău numărul 99 din 7/4/2021, suprafața de teren în cauză figurează ca teren neproductiv. Raportul de specialitate numărul 3378 din 8/09/2021 a doamnei consilier juridic Luca Aurelia, secretarul general al Comunei, în temeiul prevăzut de articolul 129 aliniatul 2 litera C, articolul 196 aliniatul 1 litera A din codul administrativ aprobat prin ordonanța de urgență a guvernului numărul 57/2019 cu modificările și corectările ulterioare. Articolul 1. Se aprobă revocarea hotărârii Consiliului Local numărul 18 din 28/04/2021 pentru aprobarea efectuării de lucrări de ameliorare prin împădurire pentru suprafața de 1 hectar și 34 de ari, teren neproductiv, situată în Tarlaua 10, parcela 1441, respectiv trupul de pășune Canton Borisov, satul Brătești, parte domeniul privat al Comunei Bârsănești, județul Bacău. Articolul 2. Prevederile prezente hotărâri vor fi aduse la îndemână de către autoritatea executivă a Comunii și va fi comunicată primarul Comunei Bârsănești, compartimentul contabilitate financiar venituri, executare silită și resurse umane, al aparatului de specialitate, precum și instituției prefectului de Țin Bacău și va fi adusă la conștiință publică în condițiile legii. Practic să vă spun care e situația. În primăvară, domnul inginer la Colo Silvic ne s-a dat 5.000 de puieți cu titlu gratuit. Și noi trebuia să facem o hotărâre din Consiliu, că nu puteam să plantăm pe acei puieți în luna lui mai sau în luna lui iulie. Și am făcut o hotărâre din Consiliu Local în care trebuia să avem aprobarea de la Ministerul Agriculturii. Discuție. Asta era că dacă nu, instituția prefectului este instituția de control administrativ. Deci dacă instituția prefectului ne controlează, adică este instituția de control administrativ, este clară situația. Problema era dacă s-a mai aplicat doamna secretar să studieze mai în amănunt. Poate mergea, poate nu mergea plantată, știu. Nu știu. Eu n-am apucat să studiez mai atent. Deci, luat global, faptic,
Deci n-a fost singura comună care a beneficiat de această donație de salcâmi și felul în care toată lumea s-a mișcat de ca să nu-i pierdă, să nu îi iau uscați. Problema este că, vezi, Doamne, a căzut măgăreața doar pe Bârsănești. De ce să nu spunem lucrurilor pe nume? Da, ideea era că deci nu putem justifica până la urmă că acel teren neproductiv nu putea fi plantat sau nu este de o anumită utilitate, cum am văzut prin material. Deci nu se poate justifica nici din partea prefecturii lucrul ăsta. Exact. Dar, na, eu ziceam că poate ați studiat mai atent, v-ați aplicat mai atent asupra situației și poate merge în condiția asta. Ce facem? Îi scoatem afară cu ieții? Exact asta am întrebat noi la prefect. Ce facem? O să iau cuvânt și vă deci atât de bucuroși au fost că, după ce ne-au trimis adresa, că revocăm hotărârea, încât restul efectelor publice nu mai interesează pe nimeni. Eu zic că dacă se studia puțin mai în amănunt, trebuia să găsim o portiță prin care să rămână proiectul de hotărâre așa cum a fost adoptat. Eu cred că găseam o portiță, eu așa zic. Fără aviz se pare că nu. Da, fără aviz. Fără aviz, da, am înțeles ideea. Și avizul ăla e dirima, știți cum. Da, eu știu, dar parcă... Deci adică nu știu. Vrei să vezi cu pieptul înainte, știm, avizul nu este. Dar credeți-vă că nici n-am știut de aviz la vremea respectivă atunci. Practic nu s-a scos acel teren, nu s-a scos din circuitul agricol, nu s-a scos. Exact, da. Deci practic se poate pășuna și prin plantație. Deci da, trebuia puțin justificată mai în amănunt. Nu s-a vrut. Da, nu s-a vrut. Când nu se vrea la vârf, să ferească Dumnezeu. Da, bine, clar. Aveți băgată. Aveți cuvântul. Am înțeles, gata, mulțumesc. Important e faptul cu plantația la locul ei. Nu, a vrut să-i spun. Ideea asta era, întrebare. Ce facem în continuare? Merge și tăiem? Păi nu, aici e ideea. Da, mulțumesc. Vreau să spun că putem obține avizul de acum, să cereți să obținem avizul. Acum eu nu știam că deja s-a plantat. Acum auz. E bine că s-a plantat și trebuie plantat. Nu mai poți că ai termen de... E bine că s-a plantat să rămână plantat, deci... Da, dar este termen de cum să spun, de salvins. Da. Dacă pune problemă să nu se poată cu el, că atunci... Părerea mea este următoarea. Am impresia că uneori excesul de zel și atitudinea birocratică este cea care ne omoară și nu are corespondență în realitate. Eu vreau să vă spun că, în funcție, în calitate de participant efectiv la acea plantație împreună cu domnul primar, împreună cu domnul Bulgadă, acțiunea a fost una reușită, din punct de vedere practic, a realizării ei. Eu am fost acolo de curând, când am marcat din nou din pădurea primăriei și vreau să vă spun că puieții pe care noi am plantat atunci, cu simt de răspundere, nu așa cum s-a făcut altă dată, sunt de o mărime considerabilă, în majoritate erau prinși, deci treaba a fost bine făcută și cu simt de răspundere și nu în mod birocratic și cu atitudine dintre asta de a scoate ochii cuiva că n-a făcut un lucru cum trebuie. Dacă noi am fi așteptat o perioadă de timp, de o lună, două, să obținem avizele de care, pe care, care au fost solicitate, puietul pe care l-am plantat și s-a prins ar fi devenit uscături ca și altă dată. Noi ne-am făcut o treabă, am făcut o treabă bună, iar puietul pe care l-am plantat va deveni copaci viitori care vor da oxigenul nostru și al tuturor celor care au nevoie de el. Mulțumesc! Să dați un răspuns către prefectură care să fie ok. Da, domnule. Da. Să spun omului care a trebuit. Măcar și învârtii să iasă. Aș fi dorit să fie prezent la fața locului să vadă că plantația ce există și că este viabilă. Are cuvântul de bălază. Vin cu o propunere în fața dumneavoastră să fie amenajate în satul Albele un bazin PSI. Ce bazin? Bazin PSI. Pentru că au fost probleme ani din urmă, știi problema, tot dura două ore să vină cu cisterna pompierii de la Tazlou. Atât? Da. Trebuie să găsim și sursa de apă. Mulțumesc! Se supune la vot. O să dați răspunsul că a face parte din alt proiect. Din alte discuții. Se spune la vot proiectul numărul 10. Cine este pentru? Abține, împotrivă. Declar ședința închisă.